Bună, dragii mei, bine v-am regăsit, bine ați venit la un nou episod. Momentan m-am întors de, cred că de vreo jumătate de oră, de la un eveniment al Centrului Românesc Comunitar din Luton și am fost foarte încântată să primesc această invitație. Mulțumesc tare mult de Eli Chius Băian și Cristinei pentru această invitație la evenimentul lor. Noul centru comunitar din Luton a deschis un nou sediu, era deschis de mult centru comunitar, dar și-au tot schimbat sediile în funcție de cum au crescut, cum s-au dezvoltat și ce proiecte au avut în derulare și au pe viitor. Hai să vorbim un pic și despre asta și în continuare vom vorbi și despre un nou subiect în ceea ce privește pielea voastră. Știu că vă plictisesc cu astfel de subiecte, dar trebuie să le învățăm asta înainte de a vă recomanda produse. Dacă ești pentru prima dată pe canalul meu, eu sunt Paula, sunt dermopigmentist și cosmetician, locuiesc în Regatul Unit. Toată lumea e binevenită aici, dar în general eu mă adresez clienților mei din Luton, împrejurimi, cei care vin la serviciile mele de înfrumusețare. Pentru toți românii din UK care au probleme să-și găsească niște produse bune sau au nevoie de niște sfaturi de skincare și desigur pentru toată lumea care vede aceste videouri și care dorește într-un fel sau altul să se educe un pic despre înfrumusețare, despre pielea noastră, despre îngrijirea tenului, despre cosmetice, despre o îngrijire și o abordare mai profesionistă, mai profesională și nu neapărat doar de a vinde produse. Acestea fiind zise, hai să ne apucăm. Vă spuneam că am fost invitat astăzi, este sâmbătă când înregistrez, și este vorba despre o invitație care am primit-o la Centrul Comunitar Românesc, care este de multă vreme în Luton, este condus de doamna Delia Chius Băian, are în staff persoane extraordinare, atât voluntare cât și stafful angajat al centrului comunitar. Doamna Delia Chius Băian ajută de foarte mulți ani comunitatea românească, probabil mulți dintre voi o știți, mulți ați participat la orele de engleză și eu eram la un moment dat voluntară la centrul românesc, dar între timp s-a cam împuținat timpul pentru mine și sunt mult preocupată la salon pentru a putea să mai dedic ore după programul de la salon, pentru a mai putea dedica timp și altor activități care țin tot de oameni, care trebuie să fii, na, într-un fel sau altul, să fii apt, să fii ok, să poți să dai mai departe o informație. Dar m-am gândit serios la a organiza niște evenimente, tot pe partea de skincare, tot pe partea de frumusețare, pentru a-mi informa comunitatea și pentru a intra mai mult să zic așa, în contact cu voi. Și în seara asta, sâmbătă după amiază, m-au invitat în urmă cu vreo săptămână la deschiderea noului sediu, care este foarte mișto, este undeva în centrul Lutonului, peste drum de primărie, la parter, scapă pur și simplu acum numele, mă luase și eu oboseală mai devreme, cred că am avut o zi destul de solicitantă. Am să vă scriu toate detaliile undeva pe aici așa. În L1, anyway, peste drum de primărie, în centrul Lutonului, pentru cei care, știu eu, sunteți în împrejurim și nu știți atât de bine, dacă aveți nevoie, mergeți până în fața primăriei, treceți strada pe partea altă și o să vedeți că la parter este ceea ce se cheamă Link Center, Link Community Center. Acolo o să o găsiți ori pe Cristina, ori o să o găsiți pe doamna Delia, o să o găsiți pe fica doamnei Delia, o să găsiți nu neapărat că sunt toți o familie, dar ei ca și voluntari și toți cei care pun suflet în locul acela sunt o familie unită. La Centrul Comunitar Românesc Link Center puteți să primiți ajutor atât în ceea ce privește partea de acte și șederea în UK, sfaturi, socializare, chestii culturale care se întâmplă acolo, puteți să vă duceți copiii acolo la activități, precum și să învățați engleză în cazul în care aveți nevoie. Prețurile sunt în general modice la ei, pentru acum eu neapărat pentru anumite servicii nu știu. Știu că au și pe social pentru cei care nu-și permit și au nevoie de ajutor pentru primii pași în UK, o să găsiți acolo ajutor, dar pe de altă parte să nu uitați că se bazează și ei pe niște donații, pe niște fonduri, pe niște persoane care dacă vă permiteți, e cazul să plătiți anumite servicii. Și așa mi se pare și normal, chiar dacă nu plătiți ca la un birou de contabilitate, dar este totuși, toată lumea se cam bazează pe bani și nu e că primesc și ei atâtea fonduri încât să închirieze câte o clădire întreagă.
Toate acestea au fost făcute cu sprijinul diferitelor fonduri alocate pentru centrele comunitare, de la primărie, de la aeroport. Acum eu nu știu cu siguranță, în general știu că despre asta se vorbea când mai mergeam pe la centru. Eforturile doamnei Delia, efortul staffului care este acolo și care vă pune la dispoziție servicii. Dar, sub orice formă, dacă aveți nevoie de un ajutor de încredere și oameni care să vă răspundă la întrebări și să vă dea niște sfaturi fără a avea interese decât binele comunității românești, acolo puteți să mergeți cu mare încredere. Nu uitați, în centrul Lutonului, L1, o să vă las toate detaliile. Se cheamă Link Community Center, uitați-vă și pe internet, pe pagina lor de Facebook. O să vă dau în descrierea acestui video și informații mai multe despre, să dați numai click să mergeți direct pe paginile lor. Și vreau să le mulțumesc din nou pentru invitație. A fost foarte mișto să fim așa împreună niște oameni care chiar interesează comunitatea asta, oameni care sunt de mult în comunitatea românească. Acolo l-am văzut și pe Nea Grigore. Să rămână bună, Nea Grigore! Asta și-am povestit, am râs și am glumit. Desigur, persoane pe care le știam. Multe persoane care le știu poate de mulți ani, mulți care i-am cunoscut acolo, am vorbit cu oficial de la primărie, am vorbit cu oficial din poliția Lutonului și a fost fain așa să afli, mai ales că am pus câteva întrebări despre venirea lui Charles pe 6 decembrie. O să fie Charles la Luton Council, apoi o să viziteze noua stație de tren, Dart, cea de la aeroport, care curând a început să funcționeze la parametri normali, la forțe maxime. Și apoi am înțeles că merge la templu, un templu șiit, sunit. Îmi pare rău dacă nu sunt chiar la... E un templu care s-a deschis de o scurtă perioadă de timp și chiar am întrebat membrii poliției ce o să se întâmple, dacă o să se închidă străzile. Și am discutat un pic, așa să zic, de venirea lui Charles în Luton și am avut onoarea să văd de la Cristina, mi-a arătat așa un sneak peek la invitația pe care o primesc toți cei care se întâlnesc cu Charles și ca și membru a comunității românești, dar și ca lucrător în primăria Lutonului. Doamna Delia a primit această invitație și am avut și onoarea să o văd. Prin screen, desigur, n-am ținut-o eu mână. Cum arată o invitație de la familia regală la un eveniment, la o vizită oficială a noului rege Charles al III-lea. Bun, hai să trecem mai departe, să trecem la orele noastre. Le urez succes tuturor celor de la Link Center din Luton. Din nou a fost o onoare, mă bucur că am fost acolo alături de voi. Faceți o muncă extraordinară, sper să puteți să puneți în practică tot ceea ce v-ați propus și sper să pot să vin și eu acolo cu niște proiecte de beauty și cu proiecte faine de înfrumusețare pentru comunitatea noastră românească. Yeah.
iară din nou lumină, microfoane, lumină, scaunul, scârție ceva, câinele scheaună. Eu sunt toate direcție, dar până la urmă am văzut că lumea mă privește, am văzut că lumea mă vede. Le mulțumesc tare, tare mult celor 29 de abonați ai mei și celor peste 100 și ceva de vizualizări la fiecare episod pe care l-am postat. Până la urmă nu postez nu știu ce wow-uri, dar îmi dau interesul să devină din ce în ce mai bun. Eu sunt foarte onorată că mi-ascultați sfaturile, am primit feedback foarte fain de la comunitatea mea și persoane care chiar au complimentat faptul că au dat bani pe anumite produse. De exemplu, îmi spunea una dintre fetele care vin la tratamentele faciale, mi-au scris că și-a cumpărat masca de buze de la Tatcha și nu știa de un astfel de produs și o să vadă că e un produs foarte mișto mai acum, mai ales acum pe timpul iernii. Alte și alte persoane care mi-au scris în privat, uite, am cumpărat produsul ăla, uite, am încercat crema aia, o să am nevoie și eu să-mi iau o cremă de ochi, dacă pot să vin să cumpăr de la salon, pentru că și-au dat seama că avem anumite probleme similare ale tenului, la fel despre fondurile de ten, dacă crezi că fondul ăla de ten mi-ar fi bine pentru tenul meu. A început lumea să-și schimbe cumva gândirea în ceea ce privește această abordare a cumpărării anumitor produse sau a folosirii unui fond de ten și asta, din păcate, e o greșeală foarte mare când ne luăm produsele de înfrumusețare pe bază la ce folosește o persoană apropiată, dar în momentul când auzi de la cineva și ți se spune, uite, fond de tenul ăsta merge bine la un anumit tip de ten, ăsta nu merge la tipul ăla de ten, știi cumva și ești informat că în primul rând să mergi la standul respectiv, să testezi un pic textura, să întrebi persoana respectivă, nu știu, la orice stand de unde te duci tu să-ți iei un fond de ten, să spui, uite, eu am tenul ăsta, crezi că mi s-ar potrivi chestia asta? Sau să înțeleagă că tenurile mai grase se bucură mai bine de un fond de ten mai pudros, să zic așa, decât cele cu ten normal sau ten uscat, care le trebuie unul mai hidratant. E bine că ne extindem cumva sau vă extindeți cumva gândirea în ceea ce privește cumpărarea anumitor produse. Eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați scris, vă mulțumesc foarte mult. Știu că nu am comentariile activate, nici nu am de gând prea repede să le activez. Curând am citit o carte foarte faină de care v-am mai spus, cred că și într-un episod trecut, nu în cel cu machiajul, ci în episodul, cred că, cu tenul. Mi-au cărțile astea de beauty, care în general am ales să le cumpăr pe cele scrise de doctori, atât români cât și internaționali. Și am rămas la una dintre cărțile care mi-a plăcut extrem de mult și mai ales o înțeleg foarte bine pentru că este în românește cumva și reușesc să mă exprim foarte bine după ce o citesc. Nu este o carte ca un roman, este o lucrare, să zic așa, științifică, o chestie care vorbește foarte mult de, în termeni medicali, să zic așa, și cosmetologici despre tenul nostru și înfrumusețare. Cartea din care m-am inspirat și am mai adăugat și o să citez anumite, știu eu, expresii și anumite informații, dar ca bibliografie și ca sursă de informații am folosit cartea doamnei profesor universitar dr. Anca Dragomirescu, Mituri și profituri pentru piele. Este o variantă pe care am printat-o eu la imprimanta mea, am cumpărat-o de pe site-ul doamnei doctor, de pe www.ișfrumoasă.ro. Are mai multe cărți acolo, are și suporturi de curs, are și cursuri online la care puteți să asistați. Vi le recomand cu încredere. Am cumpărat această carte și am printat-o, am încercat în inițial să o citesc online, de pe telefon. Nu am reușit, cumva creierul meu nu face niște sinapse pentru a putea înțelege informația din cititul online, din e-book-uri. Astfel că am început să printez capitol cu capitol și de aici m-am inspirat când mi-am dat seama că pielea noastră este, cum zice doamna doctor în cartea dânsă, este o oglindă. Unul la mână este o oglindă, în primul rând este cel mai mare organ al corpului, cel mai întins, cel mai vizibil. Plămânii nu-i vezi, inima nu-i vezi, dar toată chestia asta din cap până în picioare, pielea nu este doar aici, pielea este din cap până în picioare. Ea are diferite dimensiuni, are diferite grosimi,
începând de la această piele din jurul ochilor până la pielea de pe buze, până la pielea în general, nu știu, de pe corp, altă piele la coate, altă piele la călcâie, spre exemplu, și pe tălpi. Da? Nu intrăm în prea multe amănunte, dar este cel mai vizibil organ, este cel mai mare ca și întindere și este un organ în general de apărare, dar care ne vorbește. Acest organ ne vorbește, ne vorbește și este o oglindă, cum zice doamna profesor, a sănătății noastre. Pe piele, de obicei, nu de multe ori trecem pe lângă anumite persoane sau vedem anumite persoane din viața noastră și spunem, vai, așa avea un aspect bolnăvicios, sau vai, ce palidă ești, nu ai anemie, sau vai, cât de galbene la față, nu o fi având, nu știu, hepatită ictera, alte cele. Uite ce ten are, păi da, a fumat toată viața ei, sau a, uite cum arată în jurul ochilor, păi o sta toată ziua încruntată la lucru, că stătea și se uita și se chiora și făcea așa cu ochii. Și nu numai, se vede pe pielea umană, este o clar oglindă a sănătății, a sănătății noastre interioare, a medicamentației pe care o luăm în cazul în care avem probleme de sănătate, a nopților nedormite, a stilului nostru de viață, a faptului că ești fumător, ești alcoolist, ești consumator de droguri, dormi regulat, nu dormi regulat, știu eu, ai anumite boli care se manifestă în interiorul tău. Undeva în adâncurile celulare, chestiile astea iasă la suprafață și se văd pe aspectul nostru, pe piele, pe fizicul nostru și în special aici vedem pe pielea noastră. În al doilea rând, spunea doamna doctor că este o oglindă emoțională a trăirilor noastre, a stărilor noastre sufletești, a stărilor noastre emoționale, interioare, sub cum vreți voi să le spuneți, da? Pentru că dacă vă uitați ridurile de expresie la persoane încruntate, care se încruntă mereu, au tot timpul aici un rid mare sau câteva. Persoanele care râd au tot timpul se formează aici. Fumătorii, spre exemplu, au foarte multe riduri în jurul gurii. O persoană care, nu știe, tot timpul mirată are aceste riduri care se formează pe față. Diferite și diferite riduri, diferite trăsături, o persoană care, nu știu, eu, de exemplu, fac tot timpul. Da? Și am aici acest șanț nazolabial care este tot timpul mai pronunțat ca în partea asta, la altă unde nu fac. Am aici o crimasă care o să rămână probabil toată viața și o pot să o tratez doar cu yoga facială sau cu, nu știu, cu Botox probabil. Dar pe fața noastră se vede mimica. Se văd ridurile care se formează în urma mimicii noastre și care la un moment dat ele rămân acolo pe față. Chiar dacă în tinerețe se văd numai anumite mici chestii, cu trecerea anilor, ele rămân acolo pe fața noastră și putem să le mai controlăm doar prin Botox, prin acid hialuronic, operații și așa mai departe. Se vede fericirea și bucuria pe fața noastră. Fața totdeauna se luminează și este radiantă, da? În momentul în care suntem fericiți și vrem să transmitem energie bună. Când suntem supărați, parcă și fața se închide, parcă suntem lăsați așa, parcă suntem amărâți și totdeauna se vede un om după cum îi arată fața, da? Asta ca și oglindă emoțională. Veți vedea totdeauna diferențele între o persoană deschisă, care are o față luminoasă, care râde sau este o persoană bună față de alta, care e încruntată, care e răutăcioasă, care este tot timpul în atac. Pielea ca și întreg este o definiție a înfrumusețării și vă spuneam că poți să mergi într-o încăpere, să intri într-o sală, într-un restaurant, la un eveniment, oricât de bine ai fi îmbrăcat, oricât de bine ai fi aranjat, oricât de scumpe ar fi hainele de pe tine, în momentul în care pielea nu te ajută, orică nu ești curat, chiar pielea de pe picioare, de pe tălpi, în momentul în care nu ești curat, în care nu ai tenul
într-un anume mod îngrijit, deja jumate din frumusețea, dacă nu și mai mult, se anulează. Frumusețea pielii este un procent foarte mare din ceea ce se definește a fi frumusețe în ziua de astăzi. Ține minte persoane din școala generală sau din liceu după problemele pe care le aveau pe piele. A, știi fata aia care era arsă pe piele? Știi fata aia care, sau băiatul ăla care avea nu știu ce urme de la acnee? Știi, nu știu, persoana respectivă care era toată, nu știu, neagră în coate? Diferite și diferite moduri în care reținem persoanele după aspectul pielii lor. Asta nu înseamnă, nu se înțelege că frumusețea este un anumit tip de piele, că este o anumită trăsătură. Frumusețea asta pielii are milioane și milioane de definiții. O femeie cu o piele galbenă este la fel de frumoasă sau are o trăsătură sau o piele de ținut minte și pusă în spectrul frumuseții, la fel ca și o femeie care are o piele foarte albă sau o piele a feței pistruiată sau niște pori măriți sau chiar și un ten acneic sau chiar o piele grasă sau chiar orice fel de ten, de orice culoare și chiar de o vârstă tânără sau o vârstă înaintată, este tot o definire a frumuseții pielii, chiar dacă după alte bareme. Ceea ce nu este frumusețe este lipsa pielii reale, adică pielea aia de arată toate ca o căprioară la față, pielea care nu respiră, pielea care este total schimbată de către filtre, pielea care nu este piele reală și care ne prostește pe noi prin mass media și prin mijloacele de comunicare pe social media. Aia nu este frumos. În rest, fiecare piele este frumoasă în modul ei. O piele într-adevăr îmbâxită nu o să poată să concureze la frumusețe cu o piele chiar în orice stadiu a ei, cu orice afecțiune, dar îngrijită. Punct. Îngrijit, cred că este cuvântul cheie. Dar întorcându-ne la ceea ce vă spuneam, pielea este una din definițiile frumuseții. V-am spus, poți să intri în cea mai scumpă rochie cu cei mai scump pantofi, dacă pielea ta nu este îngrijită, atât la față cât și restul corpului, deja ai pierdut din puncte. Pielea ta poate să dea, pe lângă semnele de emoționale, oglinda a emoționalului, oglinda sănătății tale, poate să dea acea încredere, poate să dea așa un... Așa că trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că prima dată ne prezentăm cu pielea în față și apoi o rochie și apoi o pereche de pantofi și apoi, desigur, părul și toate ca un tot așa luat este important. Dar pielea se remarcă foarte, foarte mult. Așa că este o definiție a frumuseții, pielea umană, nu doar a feței, dar și a întregului corp. Întorcându-ne la ceea ce discutam, pielea ca și oglinda frumuseții, cu mii și mii și milioane de definiții, nu lăsați revistele și nu lăsați niciun specialist să vă spună că un anumit tip de piele este frumos și celălalt nu este frumos, nu, toate felurile de piele sunt frumoase în modul lor, din nou repet, de toate culorile, vârstele, modurile, culorile, texturile, atâta timp cât este îngrijit. Adică curat, aranjat în modul în care fiecare ten se poate aranja, hidratat, nu știu, dacă avem excese, le putem masca ușor, orice ten poate să se prezinte frumos. În afară, Doamne ferește, de bolile cele mai grave în care, într-adevăr, sunt unele situații și unele boli că nu se poate face nimic, dar vorbim de acele boli teribile. Bun. Odată cu trecerea anilor, în tinerețe, acest organ cutanat, pielea, are capacitatea să se refacă, să se regenereze, să se curețe singur, să se vitaminizeze, să
să funcționeze în așa fel încât să joace cum ar veni în favoarea noastră. Dar odată cu trecerea anilor, a pierderilor de substanțe, a expunerii la factori externi, a modului nostru de viață, a problemelor de sănătate și modul în care avem grijă de tenul nostru și a forței gravitaționale, trecerii anilor, pielea noastră își pierde în aceste capacități de a se reface. Și ce se întâmplă? În momentul ăsta trebuie să ajutăm pielea, trebuie să intervenim pentru a ne ajuta pielea să se păstreze la un nivel cât mai mare de automenținere, să zic așa, dar prin ajutorul nostru. Și am eu o vorbă pe care o zic totdeauna clientelor, până undeva prin 26-27 de ani te cam ajută tinerețea, după care responsabilitățile pică pe umerii tăi. Cei care se luptă cu o acnee care nu se mai vindecă din perioada de pubertate, cei care au anumite semne ereditare, cei care au anumite probleme mai mult de sănătate decât de estetică, aceia știu ce înseamnă o luptă timpurie cu întreținerea pielii. Dar le spun totdeauna clientelor că după vârsta aceasta de 26-27 de ani și pentru mulți dintre voi mult mai timpurie, de la vârsta asta începe să-și pună amprenta, să zic așa, bătrânețea sau anii și intră în responsabilitatea ta să te autoeduci cu informații reale, cu informații responsabile în ceea ce privește îngrijirea pielii. Este responsabilitatea ta să-ți faci timp să ai grijă jumătatea aia de oră, 20-30 de minute în care să îți îngrijești pielea, să-ți oferi timpul ție. Intră responsabilitatea ta să-ți găsești un specialist care să îți facă curățire a feței și să-ți pună anumite vitamine, să te trateze un pic dacă la un moment dat pielea are nevoie de regenerare și are nevoie de boost-ul ăla cu trecerea anilor, când în corpul tău nu mai este aceeași producție la gradul ăla, să aplici îngrijirea aceasta, să investești bani cât și timp în întreținerea asta a tenului și, din nou, pentru a citi și a te autoeduca în noile trenduri, dar trenduri sănătoase și trenduri care să-ți vină în ajutor. Aici încep și eu proiectele mele în a educa comunitatea mea. Pasul numărul 1 în întreținerea facială și în a începe o rutină zilnică sunt cleanserele. În engleză se spune cleanser, în românește gel de curățare a feței sau lapte de machiant, o să vă spun despre asta mai multe. Curățarea facială, atenție, nu înseamnă neapărat demachiere. Și o să vă spun de ce. Curățarea facială în cursurile și cărțile de specialitate se referă la curățarea feței de sebum, uleiuri, substanțe uleioase, bacterii, microbi, transpirație, mizerie, praf și curățarea, îndepărtarea celulelor descoamate, stratului de celule moarte de la suprafața pielii pentru a lăsa fața să respire între ghilimele, pentru că ea respiră, să lăsăm fața să respire, să avem grijă ca acel, să prevenim ca acel praf, acele, nu știu, resturi, chestii care ne punem mâna pe față cu, după ce am pus pe nu știu ce chestii prafoase sau pe ulei sau pe mâncare, să le punem pe față, acestea să intre în por și să provoace o acnee, să provoace pustule. De aia vine în ajutorul nostru curățarea facială cu aceste cleansere. Eu, în special, pentru mine, prefer cleanserele care le folosesc cu apă și sunt sub formă de gel sau maxim spumă. Și o să vă spun aici despre ce e vorba. Dar atenție, faceți deosebire între demachierea propriu-zisă de machiaj și curățarea tenului. Demachierea, ca și definire, este curățarea unui ruj, mascara, fond de ten, pudră, alte cele pe care le avem pe față. De multe ori și pentru gamele de
specialitate și cele care se respectă și care sunt adresate unui anume tip de ten, are anumiți acizi, anumitor probleme ale tenului, acelea au niște produse în ele, niște acizi, niște substanțe, care în momentul în care ar fi date pe ochi, spre exemplu, să demachezi fardul de la ochi, ți-ar afecta în mod negativ tenul. Și am avut una dintre clientele mele care mi-a zis, bă, nu știu, de la o vreme, eu cam ustură ochii, nu știu ce să mai iau, cam numai probleme. Și zic, ok, ia spune-mi un pic despre îngrijirea ta. Discutând am ajuns la concluzia că ea folosește un gel de curățare a feței, recomandat de nu știu cine, cu acid salicilic, în condițiile în care ea nu avea nicio problemă cu acneea sau cu tenul gras, mai mult avea ten uscat. Și am zis, dar de ce te-ai gândit să faci chestia asta? Zice că mi-a spus mie cineva că e bun pentru o pigmentație a pielii, nu știu ce. În sfârșit, ideea a fost că ea își dădea și la ochi să se demacheze. Și normal, acidul salicilic intrând în ochi, expunând ochii și mucoasa a glandele lacrimare și așa la acidul salicilic, au început să pur și simplu să-i creeze o grămadă de probleme. Demacherea este strict făcută cu substanțe foarte gentile. Chiar dacă știu că vă duc în eroare, pe multe dintre apele micelare pe care eu le urăsc și nu le folosesc niciodată, ape termale foarte rar, când și când, și doar să-mi finisez machiaj, să șterg nu știu ce mi-am pus din greșeală pe față, șervețelele de bebe, șervețele demachiante în garderoba mea sau pe masa mea de lucru nu vor exista niciodată. Niciodată. Cred că sunt cele mai greșit folosite produse. V-am spus, pentru o reîmprospătare, suntem în călătorie, trebuie să ne compactăm cumva produsele, să luăm puține și să ne, nu știu, mergi într-o zonă foarte caldă, ai nevoie de așa, doar să te freșuiești un pic, da, șervețele, da, apă micelară, dar de cele mai multe ori nu se folosesc corect. Atât la influenceri, cât și la oamenii de zi cu zi, la clienții mei, folosesc ani și ani de zile șervețele demachiante și își freacă fața, folosesc câte 20 de șervețele odată, frecând la machiaj, frecând fața, rămânând iritați în jurul ochilor. Am văzut influenceri care când se demachiază au ochii roșii, piele iritată. Aia poate să vină numai de la o demachiere defectuoasă. Înțeleg că există machiaje foarte greoaie, foarte... cum este în glotul, cum machiaje care stau, adică nu e ca și cum, de exemplu, eyelinerul de la Inglot sau de la MAC, prolonger, păi ca să-l demachezi la de pe fața ta, îți trebuie o armată de demachiante sau de șervețele sau de ape micelare, pentru că nu se duce produsul. Un ruj care este pe fața ta, pe buze și este long stay, și este foarte pigmentat, pe până ți-l dai jos de pe buze cu șervețele sau cu apă micelară, ai nebunit. De aia ai nevoie de un demachiant bun și știu că prin ceea ce vă zic o să vă duc un pic în eroare, dar încercați să faceți o diferențiere între curățare. Curățarea o faceți indiferent că vă machiați sau nu vă machiați și o să vă spun și ordinea. Și demacherea o faceți doar în cazul în care v-ați machiat. Dar curățarea este, trebuie făcută și curățarea nu este demachiere. Chiar dacă pe multe dintre produse, ca și, de exemplu, ce găsiți în Boots sau în Superdrug, scrie acolo, demachează și curăță impuritățile de pe față. Da, dar dacă te freci cu el la ochi, ai să vezi exact care sunt urmările la această demachiere. Demachiantul este creat în așa fel încât să fie cât mai gentil pentru zona ochilor și să se topească efectiv machiajul de pe față. Și o să vă fac recomandări. Cleanserul, pe de altă parte, poate să fie creat pentru o față nemachiată sau machiată, poate să te și demacheze doar pe față sau maxim pe buze, nu este neapărat creat pentru zona ochilor, dar poate să aibă tratament în el care să strateze anumite afecțiuni ale pielii. Da? Un cleanser cu vitamina C, ca unul dintre ele care o să vi-l recomand și care îl folosesc eu de ceva timp, care îți tratează probleme cu acneea, probleme de revenire după acnee, semne de îmbătrânire, pigmentația pielii,
și alte afecțiuni. Te ajută să... Dar ăsta este un produs, între ghilimele, medicamentos. Un produs care îți tratează anumite problemele pielii. Dar nu se folosește pentru demacherea propriu-zisă a ochilor. Nici nu știu dacă l-aș folosi pentru ruj, nu m-am dat niciodată, pentru că pentru mine demacherea e sfântă, demacherea e demachere și curățarea facială e curățare facială. Chiar dacă nu mă machez de curățat facial, mă curăț facial. Vorbim de curățirea de impurități, care multe dintre demacheante o fac sau nu o fac eficient. Bun. Demacherea... V-am spus despre curățarea tenului, că se face și de cele mai multe ori utile ar fi produsele pe specializări. Pe tip de ten, pe problemele tenului și dacă e posibil să fie din game profesionale, din game care sunt responsabile și care spun, uite, asta stratează pentru tipul tău de ten anumită problemă pe care o ai. Nu oricare de pe raft, dar sunt și persoane norocoase care poate să folosească un cleanser de 4-5 pounds și să le facă extraordinar. Și sunt persoane care sunt în căutarea unui produs bun sau persoane care au de făcut tratament serios al pielii și care nu știu la ce să apeleze. La o gamă profesională, o gamă responsabilă, recomandată de o persoană care a testat, care lucrează cu acele produse și care poate să spună, da, uite, asta o să se întâmple dacă folosești produsul ăsta. Este adevărat că în ceea ce privește structurile lor, ale cleanserelor, pot să fie folosite cu apă, se pot folosi structurile alea de lapte de machiant, cum ar veni, deși zice tradițional așa lapte de machiant, că l-aveam numai pe ăla Doina și lăptișor de matcă și toată românimea încă mai rămas după produsele de la farme cu lapte de machiant, el se spune loțiune de machiantă sau emulsie de machiantă sau cu toată lapte, dar nu este neapărat demacherea machiajului propriu zis de la ochi. Dar da, se folosește. Bun. Pentru tenul gras, ideale ar fi cleanserele care sunt spumă sau care fac spumă, cele gel care se freacă un pic și fac o anumită spumă și care pot să curețe și să dezintegreze acele excese de sebum, pentru că la tenul gras și mixt este o problemă cu sebumul. În timp ce pentru o persoană cu ten uscat, ten normal și în unele cazuri și mixt, dar atât timp cât nu este exces prea mare de grăsime, ar fi ideal un cleanser mai gentil ca și textură, mai cremoasă, mai grasă, cum ar fi un gentle cleanser, care poate fi și pe bază de gel, dar are structura gentle, are și scrie pe el de obicei, foaming gentle cleanser sau laptele de machiant, cremele de machiante, balsamurile de machiante. Eu sunt nicio formă, nu aș recomanda nimănui șervețele de bebe, șervețele de machiante, șervețele de machiante numai pentru freshen up, împrospătare un pic pentru moment, atât, dar nu demacherea aia de dimineață sau de seară. Bun. Acum o să vă fac recomandări de niște produse. Și haideți să discutăm un pic produse și cum le folosim. În primul și în primul rând, dacă ești machiată pe față, prima și prima dată începi rutina ta de îngrijire în momentul în care te pui la culcare sau te trezești dimineața și o să vă fac aici niște precizări, ai fost machiată, te duci la culcare, că ai lucrat noaptea, că te pui la somn, da? Începi cu un demachiant. Eu vă mai spun în cam ia oară, apele micelare. Lumea nu știe să le folosească, dar aici apele micelare sunt discutabile. Cea care îmi place mie cel mai mult este Bioderma, dar aproape că nu folosesc, deci nu am Bioderma, nu folosesc niciodată Bioderma, dar este o sursă responsabilă. Restul apelor micelare, sunt ape micelare scumpe care chiar își fac treaba, restul care le găsiți pe rafturi sunt destul de prostuți.
Ce aș folosi eu ca și, sau ce folosesc eu la demachiere, primul pas, sunt Holy Grail, care eu le folosesc de ani și ani de zile. Acesta, atenție, eu am travel size-urile, adică am produsele în variantă mai mică, pentru că de obicei îmi cumpăr două și o să vă arăt care e a doua variantă. Una este de la Clinique și una este de la Elemis. Elemis Pro Collagen Cleansing Balm. Super Cleansing Treatment Balm. Și al doilea ar fi Clinique Take the Day Off Cleansing Balm. Acestea două sunt variantele mici, ele sunt mult mai mari. Este un balsam, o să iau Elemisul să vi-l arăt. Este de felul ăsta și efectiv se ia, este ca un unguent, se pune cu un pic umezit. Eu de obicei am câte un prosopel, o să vă arăt. Și acest balsam pe care îl luăm pe mână, îl aplicăm pe buze, lăsăm un pic să stea dacă avem un ruj care este foarte rezistent, pe ochi, eu la fel și cu genele, mi-l pun aici în zona asta dacă m-am fardat, aici jos pentru că mă mai dau și aici, o să-mi pun pe zonele astea, o să-mi dau pe față și las să stea câteva secunde. Cu un prosopel, eu am cele de unică folosință. Am mai multe moduri în care șterg de pe față machiajul sau cleanserul sau demachiantul, dar să continuăm, o să vă spun și despre asta ce folosesc. La fel se folosește și Clinique, sunt două ca un fel de unguente, ca un fel de, mă rog, balsamuri, ceva, un produs gras, îl punem pe față, lăsăm câteva minute să stea, nu știu, un minut, eu cam așa las, un minut, cam mai mult, nu? Și dacă vreți să lăsați mai mult, by all means, lăsați-l dacă aveți un machiaj mai greoi, dacă aveți o linie a tușului, lăsați un pic aici, chiar și cu gene fiind, și apoi în funcție de ce folosiți, un prosopel, o mănușă, bureței, începe să dați foarte ușor cu apă călduță machiajul jos. Astea sunt demachiantele pe care eu le folosesc de ani de zile și vă garantez că o să vă păstreze această pieliță, piele în jurul ochilor într-o stare foarte bună, buzele într-o stare foarte bună, toată pielea neiritată, indiferent de cât de greu va fi machiajul pe care îl aveți pe față. Dacă folosiți balsamurile demachiante, vă garantez o sănătate a pielii mult, mult timp. Chiar și pentru tenurile grase, știu că nu e neapărat foarte plăcut, dar dacă aveți un machiaj mai greu care face față la sebumul pe care îl aveți pe față, puteți să vi-l dați jos cu acest balsam, pentru că după aia intră următorul pas, cleansing-ul, cleansing gelurile. Eu, în ultima perioadă, am folosit Obagi cu vitamina C, Obagi Sea System, Sea Cleansing Gel with Vitamin C. Este 180 de mililitri, este 38 de lire la noi în salon, este pe bază de gel, este un gel rozosin spre transparent. Un singur picur de cleanser pe mâinile umezite, cu apă călduță, amestecat, pus pe față, evitat zona ochilor și după aia cu mișcări circulare, nu uitați, la nas, în zonele astea, cu mișcări circulare se parcurge toată fața, pe unde v-ați pus, pe unde știți că aveți nevoie de curățare. La fel cum pe corp punem un gel de duș, așa punem și pe față. Cleanserul cu vitamina C de la Obagi este recomandat pentru cei care au probleme de pigmentație, pentru cei cu tenul gras, mixt. Eu am ten normal, dar am nevoie de ușoară exfoliere și mie îmi place tenul ăsta luminos al meu și vreau să-l păstrez așa și vitamina C mă ajută. Desigur, sunt perioade în iarnă când tenul meu începe să se descoameze un pic de la puterea vitaminei C, atunci folosesc ceva mai gentle. Din nou Obagi și eu vă recomand Obagi pentru că este o gamă cu pe care o testez și o folosesc de peste un an jumate. Obagi Nu-Derm are această gamă Nu-Derm, are foaming gelul care este pentru cei cu piele grasă, pasul numărul 1,
pentru cei cu ten mix, ten gras, și gentle cleanserul pe care îl folosesc când cel cu vitamina C este un pic mai puternic pentru mine, pentru cei cu tenul sensibil sau ten normal. Gentle cleanser o bagi în dărm. De la ce am pornit, de la dragostea vieții mele, am ajuns, cum am ajuns la gama Obagi, am început cu Zoskin, tot de la Zain Obagi, doctorul care a creat Obagi Medical, a vândut Obagi Medical și are de mai mulți ani Zoskin. Sunt produse foarte potente, dermatocosmetice medicale, la fel și ca și Obagi Medical, și am început de la acest hydrating cleanser normal to dry skin. Este din Statele Unite acesta. Și așa am început eu să folosesc produse dermatocosmetice medicale. A fost cumpărat de pe clasicul eBay. Era un seller care am văzut că are foarte multe produse Zoskin. Am început să folosesc Obagi Zoskin pentru că am vrut să testez niște produse mai puternice și după aia, pentru că am văzut că a fost foarte greu să intru în posesia la Zoskin, am început la salon cu Obagi Medical și am început să explorez mai mult Obagi Medical și asta folosesc pentru tratamentele pe care le fac la fete și îl recomand pentru folosirea acasă. În ultimele 2 săptămâni am luat să testez de pe rafturi de la Boots Mario Bădescu Gentle Foaming Cleanser. Deci este un gel care face spumă, foaming, asta vrea să spună, face spumă, dar este gentil, gentle, adică pentru o piele sensibilă, normală, mixtă, dar nu cu prea mult exces de grăsime sau pentru o piele uscată. M-a impresionat, trebuie să pui o cantitate foarte mare, s-a stricat, nu ieșea la un moment dat, nu știu, mai ieșea pe ștuțul ăsta, îmi place, nu mă deranjează în schimb acest stil de ambalaj. Structura este față de Obagi, n-are nicio treabă, adică am frecat în mâini, da, se face un pic de chestie pe față, un pic de spumiță și date, dar nu e spumă. Nu se compară cu foaming cleanserul de la Obagi și nici cu vitamin C. Nu, deci nu, trebuie să folosești o cantitate mult prea mare și asta vă spun întotdeauna, diferențele între un produs de calitate și un produs de mai puțină calitate este structura lui. Un cleanser de la Obagi este o investiție pe termen lung. Îți ajunge câteva luni de zile, chiar dacă îl folosești de 2 ori pe zi ca mine, și îți garantez că o să-ți facă o treabă minunată. Nu uitați, cleanserele se folosesc după cum este stilul tău de ten, pentru că ele pot să fie un produs specializat pentru problemele pe care le ai la față. Primul pas, demachierea, dacă te-ai machiat, iar apoi cleanserul. Dacă nu te-ai machiat, poți să treci direct la cleanser și să-ți cureți fața. Indiferent că te-ai machiat sau nu te-ai machiat, cleanserul se folosește în funcție de tipul tău de ten și de problemele pe care le ai. Ce folosesc eu pentru a face toată spuma asta, curăța-o și așa? Unul la mână îmi plac foarte mult genurile astea, pe care le-am luat de la Primark. Avem și noi un brand de vânzare la salon, dar nu mai știu ce brand este. Se numesc Makeup Cleansing Mitts. Da? Au fost 2,5 lire de la Primark, dar se găsesc în mai multe magazine, cred că și în supermarketuri. Are aici o suprafață de asta waffle, asta ca și aia de prosop. Astea se pot pune la spălat. Ce fac? Iau produsul, îl spumez în mână cu mișcări circulare, mă apuc să-mi șterg fața în cazul cleanserului, moi acestea în apă caldă, le scurg și încep să curăț fața. La fel și în cazul demachiantelor, îmi pun pe față unde m-am machiat
Cam, asta e greu să o folosești pe restul feței, dar dacă ai, de exemplu, gen Estée Lauder pe față, foundation sau multă pudră, îți fixezi foarte mult, vezi că nu îți face față cleanserul, desigur, încearcă și demachiantul, pune-l pe față și lasă un pic să stea și să vezi cât de bine te vei curăța pe față. La fel și în cazul machiajului, foarte ușor folosesc chestiile astea și zona asta. Având în vedere că eu am extensiile de gene și mi este greu să mă demachiez atunci când mai îmi pun far. De obicei nu îmi pun linie de tuș, nici far, dar când mă mai duc undeva mai pun. Alte variante pe care le iubesc, probabil cele mai preferate ale mele sunt aceste chestii, luate de pe eBay dacă nu mă înșel. E vorba de un prosopel sub formă de pastiluță. Ăsta se pune în apă. Și hai să vă arăt cum funcționează aceste pastiluțe. Am aici un pahar de cristal, n-am alte pahare mai normale, apă din sticlă, da? Și da? S-a făcut acest prosopel. Astea, dacă mă întreb, sunt preferatele mele. Ca un șervețel mai gros, da? Astea se manipulează foarte ușor, foarte bine. Când îți dai machiajul jos, poți să te duci în toate zonele, să-l ștergi. Rezistă destul de bine, având în vedere că îl vedeți așa amărât. Ce mai folosesc? Astfel de bureței pe care îi folosesc și la tratamentele faciale. Și din nou o să vă pun în același pahar cu apă, doar că astea își dau drumul un pic mai greu. Mai găsiți în buț acestea galbene, dar atenție că sunt foarte abrazive, nu le-aș recomanda foarte, foarte tare. Și după câteva minuțele, după ce l-am lăsat bine să se înmoaie, asta este. Aceste discuri moi. Foarte moi, gentile, care curăță fața foarte bine. Asta folosesc eu și să mă demachiez și să mă curăț. Se pot băga liniștit în mașina de spălat, dar fără detergent, pentru a se curăța. La fel și aceste, și aceste mănuși. Preferatele mele rămân acele roz sau prosopelul din aceste ambalaje care se deschide și el în apă. Pentru că ele la un moment dat le pot arunca și nu e așa mare waste-ul. Unde le puteți găsi? Le puteți găsi pe eBay. Dacă vreți o să vă pun câteva link-uri pentru a putea să le cumpărați și să le folosiți eficient în demachiere și în curățarea tenului. Vreau să vă mulțumesc că mă urmăriți, mulțumesc tare mult că îmi luați sfaturile în considerare, sper că nu v-am plictisit prea mult. Urmează niște episoade un pic mai interactive, cu niște activități pe care puteți să le faceți în luna decembrie. Nu uitați, vă las toate produsele în descriere. Vă mulțumesc că mă urmăriți, lăsați-mi mesajele voastre sau dacă doriți să-mi lăsați comentarii, puteți să o faceți pe Facebook, pe Ghid de Înfrumusețare. Momentan nu cred că a intrat foarte mult pagina în indexări și în motoarele de căutare, dar o să mă găsiți acolo cu numele de Ghid de Înfrumusețare, pagina de Facebook. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc toate cele bune și să aveți o săptămână minunată în continuare.